dispune. Se admite parțial demersul procurorului, se aplică în privința mediului de domnul Igor Nicolae, domnul Ceată Municipiu Chișinău, deci măsura preventivă arestarea la domiciliu pe un termen de 30 de zile. După anunțarea deciziei, Dodon a venit cu acuzații în adresa Maiei Sandu și ambasadei SUA. Președinta țării a declarat că nu comentează, iar ambasada SUA nu a venit deocamdată cu o reacție. Anterior însă, misiunea a declarat că, deși acestea sunt chestiuni interne ale țării, ambasada încurajează autoritățile să urmeze procedurile legale. Toți acești trei sunt ghidați de ambasada Statelor Unite, cu acceptul Maiei Sandu. Declar că nu am nimic pe mine sau persoane interpuse în afară ceea ce am declarat oficial în declarațiile mele de venit. Mi-au ridicat de casă toate telefoanele, toată arhiva personală a familiei. Eu aștept în tip apropiat foto, video cu mine, cu familia. Au venit la ora 7 dimineața, ne-a speriat copiii. O sări gardul la mame în sat. Procurorii de caz susțin că vor contesta decizia vineri. Nici măcar n-am reușit să lecturăm închierea. O să o lecturăm pe fiecare motiv în parte, o să-l dezbatem prin probe și o să încercăm să-l combatem. Odată aflat la domiciliu, există riscul ca el să fugă din țară? Da. Dacă dumnealui vorbește cu alți complici în vederea distrugerii probelor, mai mult este disproporțional faptul că unii persoane se aplică arest preventiv. Un singur episod, deci o singură infracțiune incriminată, iar domnului Dodon, căruia îi se incriminează 4 infracțiuni distincte, una dintre care deosebit de gravă, îi se aplică arest la domiciliu. În jurul orei 10:00, Igor Dodon a fost adus la judecătoria Ciocana, unde a fost examinată cererea de arestare înaintată de procurori. Domnul Dodon, recunoașteți mințile? Domnul Dodon, la ce decizii vă așteptați astăzi? Pe tot parcursul ședinței de judecată, un cordon de carabinieri a restricționat accesul jurnaliștilor. Ex-președintele are pază, protecție pentru perioada ulterioară după mandat. Deci e personalitatea, independență de personalitate, la asta mă refer. La doar câteva minute, ședința a fost întreruptă după ce procurorii au prezentat în instanță mai multe înscrisuri care ar justifica solicitarea lor privind arestarea. Ședința a fost reluată după aproape o oră. Ulterior, la judecătorie a fost adus și cumnatul lui Dodon, figurant în același dosar. De ce ați înghițit probele? Magistrații au intrat în deliberări aproape de ora 13:00. Noi considerăm că este o modalitate de presiune asupra domnului președinte. Reacția societății este firească, este clar că este un dosar politic și nu este unul bazat pe fapte. Acele noutăți care au fost lansate, precum că la domnul președinte personal ar fi fost găsite careva resurse enorme, nu corespund realității. Procurorul de caz a anunțat ce alte probe au fost prezentate, inclusiv faptul că Dodon ar fi planificat să fugă din țară. Dumnealui trebuie să plece psihotare Republicii Moldova la ora 9. A fost găsit mijloace de bănești în altă valută, altui stat, în sume. Nu vreau să divulg, dar sume mari care indicau caracterul intenționat de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Iar Maliuc a declarat că a prezentat judecătorilor 4 riscuri în procesul de urmărire penală. Riscul eschivării, riscul ingerinței urmărirea penală în vederea distrugerii probelor, riscul săvârșirii de noi infracțiuni și inclusiv riscul privind dezordini publice. Acestea nu sunt pur și simplu niște riscuri declarative, ele au fost prezentate prin mijloace materiale de probe. Ori în șir, cât timp s-a examinat cazul, susținătorii politicianului au protestat în fața judecătoriei. Unii ne-au spus că au venit, de fapt, să manifesteze împotriva creșterii prețurilor. De atâta bucurie știi în țara asta, de atâta scumpire, înțelegi? De atâta asta cum îi spun, de atâta justiție selectată, de atâta am venit noi azi aici. Мы пришли на протест поддержать нашего президента Игоря Николаевича Додона. Мы считаем, что его незаконно арестовали и не по праву. Поэтому мы пришли его поддержать. А venit pentru că eu sau cot că Igor Dodon este un economist foarte bun. El a fost un președinte foarte bun. La noi atunci au fost prețurile mici. El știe cum să facă calculele, cum să facă ca la noi să fie prețurile mai mici. Acum avem prețuri foarte mari. Am venit în susținerea și în apărarea celui de-al cincilea președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.
Considerăm că toate învinuirile care îi sunt aduse dumnealui sunt nejustificate. Deci am venit să cerem să fie făcută justiție corectă și să nu fie supus unor jocuri politice. La fața locului au fost prezenți și cei care susțineau arestarea lui Dodon. Păi... Mai Sandu, că e și vinovată ea, măi. Ia că a spus și vinovată ea. Că îi tăți hoții, plin cu bani. Și mai Sandu, de ea, măi, de unde să de ea. De cine e vinovată? E tăți, că lui Dodon e vinovată. Igor Dodon a fost reținut în data de 24 mai, fiind bănuit de 4 capete de acuzare, inclusiv îmbogățire ilicită și trădare de patrie în dosarul Culioc. În aceeași zi, casa politicianului și la alte adrese vizate au fost desfășurate percheziții, fiind ridicate mai multe materiale și sume mari de bani, în diferită valută.